Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș își vor primi salariile restante pe luna august până la finele acestei săptămâni. După mai multe ședințe de Consiliu Județean în care nu s-a întrunit vorum pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară necesară pentru plata salariilor celor peste 800 de angajați ai DGSPC Călăraș, s-a găsit o soluție pentru deblocarea situației. Astfel, marți 22 septembrie, vicepreședintele Consiliului Județean Valentin Barbu a aprobat dispoziția de majorare a bugetului local prin care au fost preluate sumele defalcate din TVA pentru finanțarea activităților descentralizate la nivelul județului Călăraș, cuprinsă în ordonanța de urgență 135/2020. Marți 22 septembrie a fost aprobată dispoziția de majorare a bugetului local prin care au fost preluate sumele defalcate din TVA pentru finanțarea activităților descentralizate la nivelul județului Călăraș, cuprinsă în ordonanța de urgență 135/2020. Destinația prevăzută din ordonanța de urgență menționată a fost respectată întocmai, respectiv pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și asistență socială într-un cuantum de 1068.000 de lei. Întreaga sumă a fost direcționată pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile angajaților DGSPC Călăraș aferente lunii august.